Așa cum v-am mai spus, în jurul nostru se dă o luptă pe viață și pe moarte pentru sufletele oamenilor și nu vorbesc despre o luptă politică așa cum cei mai mulți oameni cred. Nu este nici măcar o luptă fizică, ci mai degrabă este una spirituală. Biblia spune că armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Așadar, aș vrea să vorbim astăzi despre cum putem să avem biruință în această luptă spirituală. În primul rând, trebuie să conștientizăm că lupta noastră este împotriva diavolului. Chiar Biblia ne spune că diavolul este ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Dar dați-mi voie să vă dau o veste bună. Domnul Iisus este leul din seminția lui Iuda, care l-a învins pe cel rău. De aceea noi avem biruință și suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. În cartea Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11, Biblia vorbește despre trei arme pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu. Prima armă o găsim în versetul următor. Ei l-au biruit prin sângele mielului. Și este vorba despre sângele lui Iisus Hristos. Biruința noastră nu constă în ceea ce noi putem să facem, ci mai degrabă în ceea ce a făcut Domnul Iisus la Golgota. Atunci când El a murit la cruce și și-a vărsat sângele, El ne-a câștigat biruința. De aceea noi suntem mai mult decât biruitori prin ceea ce a făcut Domnul Iisus și doar prin El putem experimenta biruința. Atunci când noi îl îmbrățișăm pe El, împreună cu iertarea și izbăvirea pe care ne-a procurat-o sângele Domnului Iisus, atunci avem biruința asupra diavolului. Dar mai avem o armă la dispoziție și anume cuvântul mărturiei noastre. Când Hristos intră în inima ta, El îți schimbă viața și imediat începi să-L mărturisești celor din jurul tău. Și există ceva special în această mărturie încât Dumnezeu va folosi mărturia ta. Dar poate spui, Semi, dar mărturia mea nu e o mărturie puternică. Dă-mi voie să spun ceva, dacă Domnul ți-a schimbat viața și ți-a iertat păcatele, mărturia ta va fi una puternică. Așa că nu trebuie să-ți fie teamă că mărturia ta nu e puternică. Iar a treia armă pe care ne-o dăruiește Dumnezeu se regăsește în versetul următor. Ei nu și-au iubit viața până la moarte. Așadar, atunci când ne predăm viața în mâna lui Dumnezeu, viața noastră devine o armă puternică în mâna totputernică a lui Dumnezeu. Așa că predă-i viața pe deplin lui Dumnezeu. Biblia spune în 2 Corinteni capitolul 10 căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Prin armele Lui putem să surpăm întăriturile celui rău și să devenim mai mult decât biruitor. Dumnezeu ne va da biruință dacă pur și simplu vom îmbrățișa ceea ce a făcut Domnul Iisus la cruce și dacă vom fi gata să ne predăm Lui și să mărturisim ce a făcut El în viețile noastre. Ce arme puternice avem! Dumnezeu ne-a dat aceste arme ca să putem fi mai mult decât biruitori împreună cu Cel care ne-a mântuit.